Salut! Astăzi vom schimba amortizoarele pe puntea din față și kitul de flanșă plus rulment de sarcină la un Renault Symbol, dar procedura este identică la aproape toate mașinile care au suspensii de tip McPherson pe față. La majoritatea mașinilor, pe puntea din față avem nevoie de presă de arcuri pentru a comprima arcul și astfel să putem scoate amortizorul. Printre aceste mașini se află și mașina la care lucrez acum. Chiar dacă la Logan avem același tip de suspensie, nu trebuie presă de arcuri la arcurile care vin din fabrică, arcurile stock, adică nu mă refer la suspensii sport sau detalii de genul. De ce schimb amortizoarele? Efectiv, sunt destul de vechi, au aproape 18 ani și peste 85.000 de kilometri. Pe drumurile din România, niște amortizoare sunt garantate aproximativ 70.000 de kilometri, după aceea încep să-și pierdă din proprietăți. Ce amortizoare am luat? Am luat amortizoare de la Caiaba pe gaz, adică sunt destul de rigide și nu sunt așa confortabile ca cele pe ulei, dar vor ține mașina mult mai bine pe drum. Rulmenții am luat de la SNR, vă recomand la combinația KIB și rulmenți de sarcină să luați mereu SNR. Aici aș vrea să-i mulțumesc abonatului Hirayama N pentru sfat, de ce se recomandă acest lucru. După cum observați, aceste pălării de pe oale, dacă îmi pune orice alți rulmenți de sarcină, flanșe, respectiv, în afară de SNR sau de origine, după câțiva kilometri parcurși, efectiv, aceste pălării s-ar ridica și la denivelări ar începe să troncăne. Deci, recomand combinația SNR și amortizoare KIB. În continuare, să vedem și o comparație între un amortizor vechi și unul nou. Amortizorul vechi și amortizorul nou. Cel vechi se comprimă ușor cu o mână și tija nu mai revine. Cel nou se comprimă destul de greu și evident că revine. Înainte de montaj, recomand să amorsați amortizoarele, indiferent că sunt pe ulei sau pe gaz, cum sunt ale mele. Ce presupune acest lucru? Trebuie să le pompați manual de 10-15 ori pentru a fi siguri că nu o să apară probleme pe viitor. Ca să le comprimăm manual, putem folosi o pălărie din aceea care stă pe oală, o punem frumos și apăsăm. Recomand să ridicați toată partea din față de la sol pentru a detensiona complet puntea. Pentru început, puteți folosi un spray de gripant pe piulița care fixează amortizorul pe oală. În continuare, folosiți o cheie inelară cotită de 21 pentru a desface piulița. Dacă tija amortizorului se învârte în gol, țineți contră cu un imbus de 6. Folosiți pirie de sârmă și un spray de gripant pentru a curăța foarte bine șuruburile care fixează amortizorul pe fuzetă. Dacă aveți ABS, declipsați cablul, iar folosind un Torx de 30, desfiletați șuruberul care fixează suportul pe amortizor. În continuare, folosiți o tubulară de 18 și o bară de forță pentru a slăbi cele două piulițe. După aceea, țineți contră cu o cheie inelară și desfiletați piulițele. Înainte să scoateți ultimul șurub, țineți cu mâna amortizorul, deoarece acesta va cădea. Pentru a scoate amortizorul, aplecați ușor fuzeta și ridicați-i pe deasupra cablului de ABS. Este foarte important să nu tragem tare de fuzetă, deoarece putem scoate planetara din cutie. La mașina mea, în partea stângă, cutia nu este capsulată și sunt șanse foarte mari să curgă ulei dacă se desprinde burduful. O menghine va ușura foarte mult treaba. Prindeți amortizorul și strângeți-l ușor cât să stea pe poziție. Dacă arcul este murdar sau plin de noroi, recomand să-l curățați. În continuare, fixăm presele de arcuri. Este foarte important ca acestea să fie poziționate diametral opuse. Lubrifiați filetul cu un spray siliconic și strângeți puțin câte puțin fiecare presă, pentru a comprima uniform arcul. Când acesta poate să joace între suportul de jos și suportul de sus, este suficient de comprimat și nu mai este necesar să strângeți presele. Folosind o cheie de 17, desfiletați piulița care stă în capul amortizorului. În continuare scoateți flanșa, care conține și un distanțier, rulmentul de sarcină, iar la final cupa în care se fixează arcul. Scoateți cu grijă arcul, iar apoi antipraful, care are și rol de opritor. Dacă acesta este în stare bună, îl vom refolosi.
recomand să curățați bine cele două șuruburi, suportul cablului de ABS și cupa în care se fixează arcul. Pentru asta folosesc piele de sârmă și un șmirgel de granulație 120. În continuare fixați amortizorul în menghină, puneți antipraful care trebuie să stea puțin mai sus pe tijă și fixați și arcul. Spira de jos trebuie să stea fixată în indentația cupei, iar spira de sus, la fel, trebuie să stea fixată în adâncitura cupei. Punem pe poziție rulmentul de sarcină nou, noua flanjă și distanțierul, iar apoi înfiletăm piulița până când o pune rezistență. Recomand să folosiți o cheie dinamometrică. Piulița se strânge la aproximativ 21 de Nm. În continuare, decomprimați uniform arcul, asigurându-vă că stă bine între cele două cupe. Fixați înapoi amortizorul pe mașină, având grijă să nu rupeți sau să stricați cablul ABS sau conducta de frână. Apăsați ușor fuzeta în jos și introduceți cele două șuruburi, iar apoi cele două piulițe, pe care recomand să le schimbați. Dacă acestea nu sunt autoblocante, recomand să folosiți pastă blocatoare albastră de șuruburi. Folosind cheia dinamometrică, strângeți-le la 105 Nm. Fixați pe amortizor suportul metalic, iar apoi clipsați cablul ABS în acesta. La final, puneți pălăria pe oală și strângeți piulița până când aceasta începe să o pună rezistență. Dacă nu are o margine autoblocantă, recomand să aplicați din nou puțină pastă blocatoare albastră. După un drum de câțiva kilometri, mașina este mult mai rigidă și stă mult mai bine pe viraje, în special cu partea din față. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți pe Instagram. Drumuri bune!